Mai scriu un cântec și mă-ntorc acasă. N-aș vrea să-mi fie drumul troienic. N-aș vrea să ajung în toamnă friguroasă, nici când voi fi la tâmple încărunțit. Mai scriu un cântec tot cu dor de mamă, din dorul ei ce mi cată urmele. Atâtea lacrimi strânge în framă, e timpul să-i mai duc și zâmbete. Și nimeni, mamă, nu mi-a spus atunci de acasă când m-am dus că înapoi. Doamna Viera, bună ziua! Suntem de la compania Surprize de Vis și astăzi, cu ocazia zilei de naștere, avem pentru dumneavoastră o surpriză frumoasă, așa cum un buchet frumos de flori pentru dumneavoastră și un coș cu fructe. La fel pentru dumneavoastră. Vreau să vă întreb cum credeți de la cine este surpriza? La mele, îmi pare că... Lele. Să știți că avem și o felicitare pentru dumneavoastră și vedem împreună din partea cui. Mămicuță, cât mi-aș dori să fiu lângă tine astăzi, să ne bucurăm de timp, să glumim și să râdem ca două nebunele de la nimic. Să-ți simt căldura și să-ți ascult vorba. Să-ți privesc cu ochii tulburi de multe lacrimi. Să mă simt alintată cu bucatele tale nemaipomenite. Să mă simt acasă. Mică ca odată, știu că ești în gândul pentru mine și nu sunt fiica perfectă care ți meriți, dar fii încrezută, ești mereu în inima mea, la greu și la bine. Te iubesc, Veruța Antonovna, și nimic nu poate schimba asta. Cu drag, fiica Nelea. La mulți ani! Nelea, bine-a ta, neamă mică, vă iubesc foarte mult. Și vă doriți să fiți acasă, măcar o dată în an. Ce ani s-au, dar mamă, chipul tău nu l-am uitat.